Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Astăzi vom discuta despre fotbalul nostru, cel de toate zilele, mă refer la fotbalul județean. Și din această cauză, alături de noi este prezent în platoul Bucovina TV Ciprian Anton, președintele Asociației Județene de Fotbal. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație! Pentru că s-a tras cortina peste campionat, am aflat și care este câștigătoarea Cupei României, ediția sau faza județeană. Au fost pentru prima dată premiați cei mai importanți mici sportivi. Și îndrăznesc să spun că ați intrat furtunos în rolul de președinte la Asociația Județeană de Fotbal. Plus că, după cum vedeți și din titlul emisiunii, vom avea și o Cupa Municipiului Suceava, ediția 1, dar vă mărturisesc că mai mult de atât, nu știu, nu l-am tras de limbă deloc pe domnul Anton din punctul ăsta de vedere și alături de dumneavoastră vom afla împreună care este cauza acestei competiții și mai ales cui se adresează și care sunt condițiile de participare. Dar să începem pe rând, să punem toată această discuție pe un făgaș normal și să începem cu începutul. Și mai precis, când spun acest lucru, cum catalogați dumneavoastră încheierea acestei ediții de campionat. Dacă au fost rezultatele pe măsură, pentru că îndată și reprezentanta noastră va participa la barajul de promovare. Cred eu că a fost un campionat disputat, pentru că până în ultima etapă n-am știut campioana. S-a decis nu în urma unui meci direct, în urma unor meciuri pe care echipele fruntașe, și aici mă refer la Radu Putna și Șomudul Preotești, au avut meciuri și eu sper ca acest campionat să fie desfășurat, de chiar dacă a fost preluat pe parcurs în returul acestui campionat, sper ca toată lumea să fie mulțumită de ceea ce s-a întâmplat. Nu aș vrea să existe lucruri sau vorbe care le auzim de zi cu zi, cum că acolo s-a întâmplat nu știu ce, partea cealaltă s-a întâmplat altceva. Niciodată nu vom putea scoate astea din fotbal, nu uităm. Nu. De o zi, două a început campionatul mondial de fotbal din Brazilia, adică fotbalul ăla mare și foarte mare și deja apar tot felul de discuții că uite, ăia sunt mai avantajați decât ceilalți și se vrea ca respectiva națiune să fie pe locul întâi și așa mai departe. Adică discuții de-astea oricând vor fi, dar noastră trebuie, noastră și colegii noastre din staful Asociației Județene de Fotbal și îndrăznesc să spun și din partea arbitrilor să fie cu toții cu inima împăcată că cel puțin din punctul lor de vedere lucrurile au fost cât se poate de corecte. Da, eu mă bucur pentru că, v-am spus, nu am lăsat nicio urmă, sperăm că nu am lăsat nicio urmă de îndoială asupra campioanei, asupra câștigătoarei Cupei României sau asupra tuturor campionilor de copii și juniori. Nu mai vorbim de echipele promovate din Liga a 5-a în Liga a 4-a. Chiar dacă sezonul următor va avea foarte multe schimbări, eu felicit în primul rând pentru cei care au reușit să termine aceste campionate. Sper să-i avem și pentru anul următor în aceeași componență să facă parte din ceea ce ne dorim noi pentru viitor, ca și structura campionatelor Liga 4, Liga 5 a copii și juniori și sperăm împreună să dezvoltăm, într-adevăr, că asta e cel mai important și trebuie să facem acest lucru, să dezvoltăm fotbalul la nivel de amator, la nivel de copii și juniori. Bănuiesc că din această direcție vine și acest demers cu Cupa Municipiului Suceava. Da, ajungem. Promit că discutăm pe această temă. Aș vrea să-mi aduc aminte și să vă aduc și dumneavoastră aminte, stimați telespectatori, că la precedenta emisiune în care domnul Anton a fost invitat aici, spunea de o inițiativă a Asociației Județene de Fotbal, aceea de a schimba pozițiile băncilor oaspeți cu gazde și mai precisa poziție în care se află arbitrul de linie, astfel încât
acesta să nu fie în fața băncii gazelor. Da, teoretic arbitru rămânea pe loc, noi ne schimbam băncile, arbitru nu și-a schimbat deloc poziționarea. Și la vremea respectivă, eu cred că putem derula timpul înapoi să scoatem bucățica de emisiune. Am spus că inițiativa mi se pare măcar interesantă, nu știu dacă ea va rezolva problema fotbalului românesc, dar că e o idee bună. La scurt timp după am văzut o luare de poziție foarte franc în poziția în favoarea dumneavoastră, cea lui Andrei Vochen. Da, care poate din fericire este și consilierul președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. Eu cred că sunt lucruri care poate la început ni se par lipsite de importanță. Chiar și acest spray care se folosește acum la campionatul mondial, ați văzut, în 30 secunde, într-un minut, se șterge. Cu distanța loviturii libere se trage un arbitru la spate un spray, trage linia și imediat se despare acea linie. La început poate, dom'le, ce ne trebuie? Dar să știți, chiar să vă spun un lucru amuzant, am fost sâmbătă la Volovăț, un meci interjudețean între echipa din Volovăț și echipa de la Botoșani. Și eu am stat ca observator, am stat între cele două bănci și la un moment dat mă uit în dreapta mea, în care normal trebuiau să fie gazdele, erau cei de la Botoșani. Și în partea stângă erau ai noștri. Și am rămas, i-am întrebat, dom'le, dar ce faceți? Nu știu, nici noi nu știam. Bă, și pur și simplu ne-am așezat ca așa au zis gazdele. Deci s-a implementat acest lucru, chiar dacă jucăm cu altcineva, la noi nu mai contează. E un lucru care poate, dacă te duci la Botoșani, dom'le, du-te partea cealaltă, nu veni tu să-mi iei banca mea, știi, celebre vorbe, că eu am construit-o, am făcut cu termopan, cu tu vii să stai pe ea. Ceva de genul ăsta. Și chiar a fost un lucru frumos și le-am spus celor Botoșani, vezi că asta e o regulă care am implementat-o noi și uite, oamenii de aici, de la Volovăț, chiar au înțeles și au practică și mai departe, în favoarea lor superioare. Vreau să spun că nu mai departe de săptămâna trecută am discutat cu Davian Goga, care este vicepreședintele Federației Române de Fotbal și reprezentantul AJF-urilor. El știe de acest demers de-a meu, pentru că acest demers, să știți că l-am transmis celor 42 de președinți de AJF-uri. 7, 8, 10 mi-au răspuns la acest e-mail care l-am trimis și am și explicat în acest e-mail ceea ce îmi doresc eu mai departe. Vreau să facă parte de nou regulament de desfășurare a activității fotbalistice în România, cel puțin pentru Liga a 4-a, Liga a 3-a, dacă e posibil, să aducem un plus la ceea ce înseamnă promovarea spiritului de fair play. În primul rând, pentru că aici cam suntem corigenți, să zicem așa, în ghilimele, la acest spirit de fair play. Și vreau să zic că îmbucurător a fost faptul că acești colegi ai mei mi-au spus, sunt cu tine, Cipriane, bravo, o să votez dacă va fi de votat. Acum, din ce am discutat cu domnul Goga, mi-a spus că în prima ședință comitetului executiv va fi dezbătut acest proiect inițiat de mine și supus adunării generale dacă va fi cazul pe 28 iunie în adunarea generală extraordinară. Nu știu dacă va fi atunci, dar e un proiect pe care, la fel cum noi l-am implementat la nivel de comitet executiv, poate fi implementat de Federația Română de Fotbal foarte ușor la nivel de comitet executiv. Deci nu ne trebuie girul adunării generale sau alte. Sunt foarte multe lucruri care nu le înțelege lumea și o profit de această oportunitate de a vorbi legat de regulamentele Asociației Județene de Fotbal. Cu ce se ocupă un comitet executiv, cu ce se ocupă o adunare generală? Multă lume nu prea are cunoștință pentru că poate nu le s-a explicat. Și pentru că aici mă lovesc și eu, știți foarte bine, demersurile mele sunt de a schimba în totalitate ceea ce înseamnă Liga a 4-a, Liga a 5-a, copii și juniori. Ei, foarte multă lume când a auzit lucrurile acestea, nu, domnule, stai că nu suntem de acord. Toți acești oameni, eu mă vorbesc în rândul membrilor afiliați, toți aceștia trebuie să înțeleagă că au niște reprezentanți în comitetul executiv, care aceia sunt cei care acceptă sau nu acceptă unele din deciziile sau propunerile care atât avem noi. Atât timp cât nu sunt decizii majore, extreme sau exact. Comitetul executiv se ocupă de organizarea campionatului și desfășurarea campionatului. Nu trebuie să-i adunăm pe toți oamenii să ne spună dacă trebuie să facem campionatul. Pentru că de asta este în acest comitet. Atunci n-ar mai avea rost acest comitet executiv. Și din fericire, din ceea ce s-a întâmplat, la ultima ședință mi s-a aprobat acel campionat, să zicem așa, două serii de câte 12-14 echipe, în funcție de ceea ce vom reuși, două serii de Liga 5-a și cu obligativitatea ca aceste echipe de junior C să poată desfășura înainte un meci de deschidere. Vom avea la Liga 4-a doi juniori în teren și trei jucători sub 23 de ani obligatoriu. Și sunt niște lucruri care zic eu că vin în folosul fotbalului. Trebuie să le privim exact așa cum sunt, pentru că nu e decât
să zicem așa, un pilot pentru anul următor, când vom încerca din nou să creăm o nouă competiție și aceea se numește Superliga, care să fie un liant între Liga a 3-a și Liga a 4-a, voi încerca să aduc în prim plan în județul Suceava, cel puțin, nu știu, poate va fi un proiect național, pentru că îmi doresc să fie un proiect național, în care să nu mai fie acea prăpastie dintre Liga a 3-a și Liga a 4-a, pentru că, din punct de vedere organizatoric, Liga a 3-a înseamnă, să dăm un exemplu, 50 de milioane, Liga a 4-a înseamnă 5 milioane. E un salt foarte mare pentru echipele care promovează să țină acele echipe. 5 în milioane de ce? De lei. Nu, mă refer pentru condiții de organizare. Vechi. Lei vechi. De 5 milioane te costă, în jur de 5 milioane, să organizezi acum un meci în Liga a 4-a. Ei, pentru anul următor, te costă, ca să organizezi un meci în Liga a 3-a, aproape 50 de milioane. Deci e un salt foarte, foarte mare. Și atunci trebuie făcut ceva, ceea ce îmi doresc la nivelul Suceava, să fac o superligă în care să apropie ca și condiții de participare. Și aici mă refer la teren, la anexe, la vestiare, la lotul de jucători, să se apropie de ceea ce înseamnă Liga 3, dar să nu ajungă ca și cheltuieli la cele de Liga 3. Iar să vă face Liga 4 și vom face și Liga Onoare. Dați un pic, noastră vreți să faceți trecerea asta, dar pe ce acum, din păcate, la nivel de Primă Ligă și de Federația Română de Fotbal, mă refer aici la seria, la Liga a 2-a, deja sunt controverse și să vedem întâi ce s-o întâmplă acolo. Demersul noastră este în regulă, dar eu știu ce sorți de zbând are în condițiile în care se modifică substanțial Liga a doua. Nu, să știți că nu e vorba de Liga a doua. Eu vreau doar ce ține de Asociația Județeană. Deci voi vreau să creez o superligă, să zicem așa, pe viitor, 2-3 ani de zile. Nu știu când voi avea posibilitatea. În care orașe, Fălticeni, Siret, Vatra Dornei, Gura Humorului, pentru că sunt orașe, să poată desfășura undeva, poate nu pot ține la nivel național, dar pentru județul Suceava merită ca au condițiile și spectatorii de acolo sunt pentru condiții. Da, noi avem, bun, aici asta e o chestiune în regulă. Noi avem o particularitate și anume județul nostru, cum și vorbeam astăzi, cu un bun prieten, județul nostru este răspândit uniform, e un județ frumos din punctul ăsta de vedere. Dar în alte județe unde e un oraș al doilea și gata... Sincer, și eu v-am zis, eu vreau doar la nivelul județului Suceava să fac lucrul ăsta. De ce? Pentru că în momentul în care se promova... secere. Știți ce? Secere și publicitate. Luăm 2 minute de publicitate, revenim. Dar am întors în direct alături de președintele Asociației Județene de Fotbal, Ciprian Anton, și cu discuția noastră cred că am ajuns într-un punct propice. Propice discuției noastre, propice fotbalului, pentru că mi-aduc aminte în campania pe care ați avut-o în momentul în care ați candidat la președinția AJF. Ați spus multe în aceste lucruri care deja se întâmplă în fotbal. Și un accent mare, mi-aduc aminte, îl puneați atunci pe ceva pe ce de altfel aveți și suficientă experiență, și anume pe fotbalul juvenil. Ori săptămâna trecută, da? Săptămâna trecută am avut finala Cupei României la fotbal feminin aici la Suceava, cu puțină vreme înainte Cupa României, faza județeană, la care am avut de-a face și cu acea premiere deosebit de interesantă, adică măsuri care până acum nu le-am văzut, nu le-am regăsit în activitatea AJF-ului și care, cred eu, sunt principalele motivatoare ale celor care sunt implicați în acest fenomen. Așa este. Această idee, știți, în campania electorală era de ceva de gala fotbalului sucevean, pe care doream să o organizăm în perioada de iarnă, dar cred eu că evenimentul se poate organiza foarte bine la finalul unui campionat, pentru că avem premisele necesare și avem și jucători și rezultatele. Și rezultatele finale la acest lucru. Ne bucurăm că am reușit anul acesta, pe lângă premiile oferite, medalii de campioni, cupe, diplome, mingi, echipamente sportive, ceea ce, să zicem așa, e necesar unei echipe care activează într-un campionat, fie el de juniori, fie el de seniori. Pe lângă aceste premii să oferim și acele premii în bani, acele nu neapărat nu bani lichizi, ci credite, să zicem așa, sau bani care se pot folosi tot de echipa respectivă în cadrul transferului de jucători, legitimărilor de jucători, noilor convenții, tot ce ține de activitatea până desfășurarea unei activități de echipe de fotbal. Am reușit să le oferim și aceste premii care au fost votate în adunarea generală.
Mă bucur că am reușit să oferim și premii individuale. E un lucru foarte, foarte important, pentru că chiar dacă avem un sport de echipă și trebuie să câștige echipele, avem și, cum s-a văzut la această decernare de premii, avem cel mai bun arbitru, cel mai bun arbitru asistent, cel mai bun jucător, după părerea specialiștilor, să zicem așa, la nivel județean, și titlul acela de golgheter, pe care, într-adevăr, sunt unii dintre acești copii. Cel puțin ne uităm la Junior C, un copil care a marcat într-un sezon 45 de goluri. E un lucru extraordinar. Un sezon în care Cătălin Vasiliu la Liga a 4-a a marcat 33 de goluri. Deci sunt statistici pe care vom încerca an de an să le ținem din prima etapă până în ultima etapă. Chiar dacă acum le-am preluat de pe parcurs și timp de două luni de zile cei din Asociația Județeană, angajații noștri, au lucrat la aceste statistici. Am avut și o statistică, chiar la un moment dat erau destul de necăjiți, pentru că i-am pus să reia de la începutul campionatului statistica cartonașelor galbene. Știți, am oferit și două premii de fair play, una la Liga 5-a și Liga 4-a, și principalul criteriu pentru anul acesta a fost numărul de cartonașe. Iar în momentul în care nu puteam să le luăm de la ultimele 5 etape, trebuie să luăm și cu turul campionatului, și nu era o statistică clară cine are mai puține cartonașe în turul campionatului, și am reușit și am ajuns într-un final. Am avut cineva care s-a ocupat numai de acest lucru, de cartonașele la Liga 5, Liga 4, la copii și junior, tot ce înseamnă cartonașe și golgheter. A fost o statistică scoasă pentru că nu exista acest lucru în Asociația Județeană, și mă bucur că am oferit și aceste premii. Bine, ele erau înregistrate, dar nu le ținea ca scriptic, dar nu era cineva care să le țină, să spună la etapă. Există evidență, un centralizator, și am reușit și mă bucur că până la final, sper eu să fie o mică parte din ceea ce ne dorim să dezvoltăm mai departe. Dar din ce am înțeles, la următoarea ediție nu se va ține cont exclusiv de acest criteriu, și anume al... Și aici venim, pentru că experiența mă face să tindem la ceva mai sus. Acum, fiind observator la Liga 2, la Liga 3, avem, în momentul în care suntem observatori la aceste partide, avem o hârtiuță, din ceea ce trebuie noi să completăm. Un chestionar în care, deși m-am gândit la el de înainte, acum chiar mi s-a confirmat prin ceea ce am găsit la Liga 2, Liga 3, este vorba de comportarea spectatorilor, comportarea jucătorilor, comportarea oficialilor, condițiile de desfășurare a partidei, dacă terenul e în regulă, și ultimul criteriu va fi cel de cartonașe, în care se va puncta, la fiecare din aceste criterii se va puncta, se va da o medie, și media respectivă vor trece observatorii împreună cu arbitrii, o vor face exact după finalul meciului și ne va comunica nouă acea medie. Și atunci, pentru că noi ne gândim la foarte multe, de exemplu, pentru anul următor, dacă vom dori să facem un premiu de fair play și punem, să zicem, o sumă, 100 de milioane să dăm la acea echipă. Da, asta vreau să vă întreb, premiile acestea vor fi doar niște diplome sau vor fi și... Păi anul acesta a fost un echipament complet, short, tricou, jambiere pentru întreaga echipă. Pentru o echipă întreagă. Deci 18 șoturi, 18 jambieri, 18 tricouri. Deci la Liga 5 un echipament complet, la Liga 4 la fel, un echipament complet. Premiu de fair play. Anul următor încercăm să motivăm cu bani. Dar v-am spus, cum s-ar gândi românul, s-ar putea la un moment dat să întâmpinăm că va ști toată lumea, domnule, nu-mi da cartonașe, că îți dau și ție ceva la final când primesc. Ceva de genul ăsta. Și încercăm să tăiem din start acest lucru, pentru că, v-am spus, vor fi mai multe criterii care vom centraliza, vom aduce notele, nu cartonașele, vom aduce notele și nu va ști nimeni, pentru că acele va fi un om, dacă va, să zicem, va transpira din Asociația Județeană, acela va avea de suferit. Dezideratul final, dacă e să punem toate lucrurile astea în balanță, dezideratul final este acela de a constitui evenimente sportive cât mai prietenoase cu natura. Exact, omul, exact. Cu ce vreți și uitați, un lucru care s-a întâmplat acum, din păcate, zicem așa, nu altceva, la acest premiu de fair play pentru Liga 5 a fost Bucovina Șerbăuț și au avut cele mai puține cartonașe, pentru că n-am avut alt criteriu, am luat doar criteriul acesta, v-am zis, înțeles, rugă, da. Și iar pentru Liga 4, pe primul loc a fost Voița Stroiești. Din păcate, după cum spuneți denumirea, premiu de fair play, Voința Stroiești are niște datorii neachitate către Asociația Județeană. S-au făcut anumite... aceste datorii le-am găsit, nu le-am făcut, le-au făcut pe perioada mea sau alte lucruri. Le-am găsit, mi s-a prezentat de colaborator, mi s-a prezentat exact situația la zi. Au fost sunați în cursul săptămânii de luni și i-am atenționat, chiar și cei la Bucovina Șerbăuț aveau o datorie, și au spus, domnule, vedeți că sunteți nominalizați pentru premiul de fair play, dar
după cum spune și titlul, aveți obligația să fiți pe zero la noi, la asociație, cu datoriile, da. Cu datoriile, sunt ele mici, mari, nu contează. Acest lucru s-a întâmplat și la Voința Străiești, a fost anunțat, s-a așteptat de luni până vineri, nu au dat niciun răspuns și următoarea de pe listă era Șomuzul Preotești, pe care, din punct de vedere sportiv, cred că merită că prisosință acest premiu, mai ales că ei aveau bani, au bani în plus, adică și-au lăsat niște bani pentru ceea ce urmează pentru sezonul următor. Deci e o diferență foarte imensă. De asta aș vrea ca toată lumea și de asta poate la un moment dat o să-mi atrag foarte mult de domnule, dar de ce i-ai dat lui Preotești și nu i-ai dat lui Stroiești? Pentru că Stroiești... La Stroiești ați dat, dar ei trebuiau să... Au trebuit, au avut un exact, demers de 5 zile. Exact, ca fie vorba între noi, e un concurs, un examen, cetățeanul exact. X câștigă respectivul concurs, ei aștepta nou loc de muncă, da? Dacă nu vine într-o săptămână, e următorul, nu? Vreau să vă mai spun ceva și cred că cei care ne privesc ar trebui să știe dintre membri afiliați, nu toată lumea, cei care vor lucra cu Asociația Județeană. Am dat comandă de 500 de mingi, am comandat 500 de mingi să le împărțim tuturor membrilor afiliați. Din nou, criteriul va fi foarte simplu. Vom împărți acele mingi echipelor care într-adevăr își doresc, pentru că s-ar putea să dau niște mingi și echipa nici să nu mai prezinte în campionat. Și nu am făcut absolut nimic, chiar dacă sunt niște bani care tot al membrii asociați sunt. Da, fondurile pentru... Astea 500 de mingi de unde? Fondurile sunt din o parte din acel proiect cu Consiliul Județean de 15.000 de euro, care 15.000 de euro, Doamne ajută, de 15.000 de roni încheiat cu Consiliul Județean, am luat o parte din fondurile noastre proprii pe care tot lumea nu prea a înțeles fenomenul acesta. E o asociație non-profit, sunt niște bani care s-au adunat și ei trebuie aduși tot către cei care au donat. Asociația Județeană. Asociația Județeană, da. E deci asociația non-profit. E asociația non-profit. Banii aceia, noi strângem bani din cotizații, din amenzi, din ceea ce desfășurăm noi. Se adună uneori, poate vine mai mult decât ceea ce ar trebui să cheltuim, iar acel surplus, ca să nu fie foarte mare, îl aducem tot în detrimentul și îl aducem... Înseamnă că dumneavoastră nu vă prea plac banii, ca să zic așa. Da, se zice de mine că sunt cheltuitor așa. Nu, da, știți cum? Adică în loc să țineți acolo la Asociația Județeană, să dați mai multe amenzi, să nu dați premii pentru fair play, dar vă că dumneavoastră... Da, dar v-am spus, e perceput greșit. Așa a fost perceput și mie îmi pare rău că a fost perceput. Toate lucrurile acestea sunt pentru membri afiliați, pentru că nu cred că e normal să adunăm ceva și să lăsăm acolo pentru vremuri grele. Sunt vremuri grele pentru toată lumea, trebuie să fie vremuri grele. Nu, pentru mine nu va fi. Eu îmi voi lua salariul în continuare și echipele nu o să nu se poată participa în competiții. Nu cred că mi se pare normal să gândesc așa. De asta vă spun. Ceea ce este și tot păi, dar prin toate lucrurile astea, mai un echipament, mai niște mingi, păi, ne punem în alte să vă spun. Consumabile. Practic mai luați din presiunea financiară care este pe echipă. Exact. Pe echipă. Uitați ce și una este să cumpere o dată 500 de mingi și alta este să cumpere 500 de mingi. Așa este, vis-a-vis de ofertă. Nu, hai să nu folosesc multe. V-ați negociat mult. Nu? Am negociat, să știți că am negociat, dar vreau să vă spun pentru finala Cupei României. Poate foarte multă lume nu știe, nu am făcut foarte mare publicitate, dar va trebui să facem ca să vadă lumea că se poate. La finala Cupei României, Comitetul Executiv mi-a aprobat ideea, să zicem așa, sau propunerea ca aceste două echipe care joacă această finală, pe lângă cupe, medalii și diplome, care sunt binevenite, să le oferim echipament gratuit la fiecare echipă, mingi gratuit, arbitrajul să-l plătim noi, asistența medicală să-l plătim noi și protocolul, berea și toate celelalte să fie din partea Asociației Județene. Deci, cele două echipe, respectiv Dona Vatra Done și Progresul Fătăuții Vechi, au venit la stadion, au venit fără nimic. Doar libere de sarcini. Libere de sarcini, da. Au venit fără bani, fără echipamente, fără mingi și au plecat cu toate lucrurile acestea, au plecat acasă. E un prim pas. Următorul pas ne dorim și chiar am spus... În atare situație, cum apreciați că a fost finala? Vis-a-vis de calitatea jocului sau de tot ce s-a întâmplat? Per total, inclusiv per total, calitatea jocului. Calitatea jocului s-a ridicat la ceea ce ne așteptam, chiar dacă am auzit foarte multe comentarii, domnule, nu, ăia nu erau, trebuie să vedem că suntem la nivel, a jucat o echipă de Liga 5 și Liga 4. Mulți dintre spectatorii veniți pe stadion sunt cunoscători ai fenomenului și au văzut foarte multe de Liga 2, Liga 3 și au undeva unde să facă o comparație, da. Să zicem așa, de ceea ce se întâmplă. E o comparație care vine în detrimentul unora, pentru că dacă ne uităm cum e în perioada asta și chiar la această oră, vă dați seama că mulți dintre telespectatorii țintă, care ar putea fi ai noștri, sunt la meciul Portugalia. Exact, exact. Germania, adică... Oricum ne vor vedea în reluare și vor ști despre ce. Da, CMCR la 21, nu știu exact. Oricum, a început regalul fotbalului
Facem o mare greșeală dacă comparăm fotbalul mare cu ce... Trebuie să ne vedem aici, de lungul, aici trebuie să lucrăm foarte mult la această mentalitate, de asta vă spun, pentru că eu, unul cel puțin din punct de vedere organizatoric, mi-am achitat de toate sarcinile. Am avut un meci organizat ca la Liga a doua, nu pot zice ca la Liga a întâi, pentru că nu am participat la asemenea evenimente, dar nu e foarte mult de ceea ce avem distanță, dar meciul care l-am organizat de finala Cupei României, cu paza și protecția, cu jandarmeria, cu asistența medicală și toate celelalte, s-a ridicat, cred eu, la nivelul, chiar și cu acea premiere de final, dacă ați văzut-o, a fost în tribuna oficială, s-a ridicat la nivelul, la ceea ce își dorește și tinde să fie un eveniment de final de campionat. Vom încerca, tot așa, poate în premieră, să spunem, deja am răspândit, să zicem așa, zvonul, vom avea o supercupă a campionatului, a județului Suceava, care se va desfășura între ASE Bradu Prudnă și ASE Progresul Fădăuții Vechi. Sperăm noi să o putem desfășura la Rădăuți, pentru că e aproape de ei și sunt sigur că acel stadion va fi plin pentru această supercupă. Să sperăm că acest eveniment se va desfășura cu o săptămână înainte de începerea campionatului. Ne dorim undeva pe 17 august să putem să facem acest eveniment. Sper să fie din nou un lucru care vine în să continuăm aceste competiții care, într-adevăr, au ceva lor aparte. Evident că nu putea să veniți dumneavoastră la conducerea JF-ului cu o baghetă magică, să veniți cu bani de acasă și să rezolvați absolut toate problemele. Dar care credeți că e primul lucru pe care ați reușit să-l rezolvați în sânul acestei organizații? Chiar dacă spuneți lucrul ăsta, în două luni de zile trebuie aminti faptul că am reușit să aduc o sponsorizare de 10.000 de roni pentru ceea ce înseamnă arbitrajul sucevean, pentru Comisia Județeană de Arbitri. Foarte important. Dacă sursa nu e, ca să spun așa, implicată în competiție? Nu, păi bineînțeles că nu e implicată și nu absolut deloc, a făcut-o cu mare plăcere, m-a ajutat de multe ori, după care am reușit un parteneriat cu Consiliul Județean de 15.000 de roni, din care v-am spus, acest parteneriat spune clar, emin și echipamente sportive, nu altceva, nu bani pentru premieri sau altceva, nu, ăsta, acolo se duc banii către echipamente și mingi, și din nou un ultim parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Suceava, în care încercăm să desfășurăm o competiție la nivel de copii și juniori, care tinde să devină de tradiție, pentru că în această perioadă a evenimentului, doar anul acesta, 20-21-22, pentru că e finalul școlii și am încercat să-i prindem pe copii, să nu plecem în vacanță, tinde să devină un eveniment național cu ocazia zilelor Sucevii, asta ne și dăduim, de asta și Cupei Municipiului. Vrem ca de zilele Sucevii să avem un eveniment la nivel de copii și juniori să fie plăcut pentru toată lumea. Pentru ce mă întrebați dumneavoastră vis-a-vis ce am reușit să schimb, sper în primul rând că am reușit să schimb o mentalitate a celor care erau în Asociația Județeană. Sper ca cei care au rămas și sunt alături de mine și cei care vor veni în continuare alături de mine să aibă încredere în ideile care le parcurg. Mă bucur că am reușit să aduc la Suceava majoritatea, să zicem așa, greilor, în ghilimele de rigoare, a ceea ce înseamnă Federația Română de Fotbal. Ne-au vizitat toți cei care sunt în aceste funcții și mă bucur că am reușit și această cupă României la fotbal feminin, care chiar dacă a trecut așa puțin mai neobservată, să zicem doar puțini au știut de acest eveniment, eu cred că e un eveniment care ne onorează și suntem mândri că l-am organizat, mai ales cuvintele de final în care chiar Mirena Albon, antrenorul lotului național, cel de la Olimpia Cluj, își manifesta dorința și susține această dorință de a organiza un meci internațional la Suceava, fotbal feminin. Pentru că publicul s-a comportat exemplar, fetele lui spuneau că nu au avut așa public, așa numeros public, chiar dacă au fost 1.500 de oameni, nu au avut nicăieri la o asemenea ediție. Deci, competiții de genul ăsta, să știți că se organizează într-un anumat total și aici suntem toți vinovați. Nu neapărat eu acum ocup funcția de președinte, dar majoritatea în țară sunt vinovați, pentru că eu în fotbal chiar întrebam brigada de arbitri, a fost o brigadă FIFA, și parcursul șederii la Suceava le-am însoțit unde a fost nevoie și întrebam și spuneam, domnule, ok, e Cupa României, cea de la băieți se cheamă Timișoreana. Asta de ce nu s-ar chema Timișoreana? Pentru că totuși organizează Federația Română de Fotbal, sunt aceiași sponsori, ar trebui să dăm și
domnule, la noi nu că noi suntem cu fetele și nu avem voie să bem bere, ceva de genul ăsta. Nu știu, eu cred că și la nivel național trebuie să gândească că tot ceea ce înseamnă campionat național, tot ce organizează Federația Română de Fotbal, nu trebuie să facă să arate mai puțin într-o parte și mai mult în partea bun, cealaltă. Bun, întotdeauna se va întâmpla lucrul ăsta, se va arăta mai puțin, dar atâta timp cât ne propunem, adică atâta timp cât discutăm de sport, atâta timp cât nu de puține ori și sunt zeci de sporturi în care fetele noastre au arătat că sunt talentate și mai bune decât mulți alții, cred că ar fi cazul să ne orientăm atenția și din punctul ăsta de vedere. Tot așa, mi-aduc aminte că din staful dumneavoastră făcea parte și Marcel Irimie, cel care... Face parte, nu făcea. Face parte. Face parte, doar că el activează în fotbalul feminin, este puțin mai departe de Suceava și are o activitate foarte, foarte bună. Eu am discutat cu el. Da, ce facem pentru promovarea fotbalului feminin? Ce propunere aveți pentru... Eu ce propunere? Eu chiar vreau să mai înființez o echipă, două, chiar am discutat, sunt în discuții, nu eu personal, dar asociația vrea să sprijine să mai organizeze o echipă sau două de nivel național, de Liga a doua, cel puțin cum e Armonia Fălticeni în momentul de față. Îmi pare rău că anul acesta, în momentul în care am câștigat alegerile, deja erau împărțite acele proiecte în țară, vis-a-vis asta, organizarea Federală de Cupe României a fost ca o recompensă, în ghilimele, mică față de ceea ce am cerut eu, pentru că chiar dacă am venit mai târziu, aceste proiecte au început undeva în luna ianuarie, februarie de derulare, cu fotbal și feminitate. Sunt proiecte finanțate de UEFA și FIFA în care, într-adevăr, se poate veni cu niște bănuți și poți atrage fetele la asemenea evenimente. Dar eu am vorbit cu ei, sunt doar 10 județe în țară care organizează asemenea evenimente, le-am spus și eram destul de necăjit și reprezentantul fotbalul feminin, luând în calcul Suceava, i-am spus atunci, domnule, ia orice eveniment poți să-l desfășurăm, ia în calcul și Suceava, a venit ca o consolare. Sper eu că văzând organizarea care am desfășurat-o și ceea ce a văzut la Suceava, sperăm ca anul viitor să nu mai fim săriți, să zicem așa, de aceste proiecte și sunt sigur că Marcel pentru sezonul următor va avea mult de muncă. Va depinde doar de el, de ceea ce va realiza. El va fi doar pe domeniul fotbal feminin, nu încerc să mă bag absolut deloc și nu va încerca niciun coleg de-a meu să se bage pe ceea ce înseamnă fotbal feminin. Va fi doar în sarcina lui, pentru că cunoaște cel mai bine acest fenomen. Chiar și ieri am fost la festivalul de la Putna, a fost acea 14-a ediție a zilei sportului școlar putnean, în care ieri a fost fotbalul și au fost 8 echipe. Armonia Fălticeni, am înțeles că a câștigat din nou, din cele 8 echipe, a câștigat campionatul la fotbal feminin. Deci e materie și cred eu pentru anul următor, împreună cu inspectoratul, dacă reușesc să demarez acel proiect și eu sper să reușesc din septembrie, în care să organizăm noi tot ceea ce înseamnă Olimpiada sportului școlar, dar să vină în organizarea asociației de ține, sper eu ca Marcel Irimie să fie cel care se va ocupa de tot ceea ce înseamnă această organizare la fotbal feminin. Și atunci sunt sigur că vom găsi și fete. Da, și acum nu aș vrea să încheiem emisiunea, dar vreau să vorbim de Cupa Municipiului Suceava, ediția 1, pentru că încă de la bun începutul emisiunii m-ați făcut foarte curios și nu mai pot eu, dar nici telespectatori. Ok. Nu mai am răbdare. Cupa Municipiului Suceava merge pe formatul, să zicem așa, Cupei Moș Crăciun, dacă toată lumea o știe. Cupa Moș Crăciun sunt 7, începe a 8-a ediție anul acesta, în care copiii și juniorii au un mediu în care, înainte de sărbători, participă într-o competiție, zic eu, de tradiție națională. De tradiție națională, fie vorba între noi, și cred că e cam singura posibilitate de a le oferi copiilor meciuri cu caracter aparent profesionist. Zic aparent profesionist, nu vreau să fiu înțeles altcumva. În condițiile în care pentru anumite categorii de vârstă nu sunt competiții. Da, de aceea și această cupă a municipiului Suceava putea fi făcută la orice nivel. Merg pe aceeași structură de copii între 11 și 8 anișori, între 8 și 12 anișori, cam așa e categoria de vârstă. Terenul Areni din municipiul Suceava va fi gazda pe cele 3 zile, 20, 21, 22 iunie,
de dimineață până în jur de ora 6-7 după amiaza. Doar vineri va fi de la ora 5 până la ora 9 deschis, să zicem așa, tot ceea ce înseamnă fotbalul juvenil. Terenul de la Zamca, terenul sintetic, va fi din nou la alte categorii de vârstă, cei mai mici, cei mai prichindei, să zicem așa. De această dată e în aer liber, sper ca vremea să țină cu noi. Regulamentele sunt cele ale Federației Române de Fotbal. Ne dorim ca această primă ediție, avem deja la startul acestei prime ediții 30 de echipe, iar din nou 506 de copii participanți, sunt împărțiți în grupe, se vor desfășura cu semifinale și cu finale. Va fi o ostilitate de premiere duminică, orele 16, pe stadionul Arenei, în care ne dorim să-i premiem pe tot ceea ce înseamnă competiții, celelalte la Cupa Mureș Crăciun, făceam la fiecare categorie în parte, acolo unde se desfășura competiția. Acum vrem să-i aducem pe acești copii, pe toți în același loc, pe stadion, să le oferim aceste premii de final, să fie aplaudați. Pentru anul următor ne dorim din nou să aducem un plus la această competiție. V-am zis mai ales că va tinde să vină de tradiție, fiind organizată cu ocazia Zilei Sucevei, vrem să facem un adevărat festival în care să adunăm într-adevăr împreună cu Federația Română de Fotbal, pentru că vreau să ca aceste competiții care le organizez la nivel de asociație județeană, până acum le organizam la nivel de club, Cupa Moș Crăciun și chiar și aceasta, dacă organizam la nivel de club. Acum, fiind un partener al Federației Române de Fotbal în județul Suceava și în țară, încerc și sunt sigur că voi reuși un parteneriat în care această competiție să fie monitorizată de Federația Română de Fotbal, să-i dăm un caracter oficial, să zicem așa, și îmi doresc ca la Cupa Municipiului Suceava să adun cele mai bune competitoare din anii care câștigă campionatele. Deci vreau să semnez un protocol cu Federația Română de Fotbal și pe lângă acele cupe și medalii care le oferă Federația Română de Fotbal, să aibă acel turneu, să aibă posibilitatea ca acele echipe, în ghilimele, să fie obligate să vină la Suceava și să onoreze acest turneu împreună cu celelalte echipe. Deci asta îmi doresc, cel puțin la nivelul categoriilor care le voi organiza. Deci nu putem face pentru toate, dar pentru două, trei categorii de vârstă putem aduce echipe de tradiție, cum Steaua, Dinamo, Craiova, CSU Craiova, am văzut acum Academia Hagi, vrem încerca să semnăm acel protocol cu Federația și să aducem cele mai bune echipe de kinder. Bun, dacă ca în orice situație genul ăsta, prima oară trebuie să păpați bătătoric, adică de da. Măcar un an sau doi va trebui. Exact. Să știți că chiar și anul acesta nu am întâmpinat dificultăți, pentru că au fost foarte multe evenimente care am încercat să le organizez. Cupa României, Cupa României la fotbal feminin, acum acest turneu pe 21 exact în această ediție a primit și organizarea acelui meci de baraj la Pojorâta, în care trebuie să fim implicați și acolo cu totul, pentru că noi suntem gazda acelui baraj. Iar anul acesta a fost destul de greu. Avem 30 de echipe înscrise, dar a fost destul de greu. De ce? Pentru că în perioada asta și Academia organizează, și București organizează. Sunt foarte multe turnee în perioada asta. Se termină școala, copiii pleacă în vacanță și înainte de plecarea în vacanță e un turneu care e binevenit pentru fiecare. Nu am lucrat foarte, foarte mult la invitații, să zicem așa, pentru perioada următoare, ceea ce va urma pentru Cupa Moș Crăciun. Vom avea timp destul, dar ce va urma pentru anul următor, vă promit că va fi... Să înțeleg, Cupa Moș Crăciun, gata, intră în organizarea AJF-ului. Da, deci Cupa Moș Crăciun, o iau cu mine mai departe, o duc cât pot, va fi în organizarea AJF-ului. Eu cred că această cupă trebuia de la început în organizarea AJF-ului, pentru că este forul care decide în județul Suceava și ca brand, zic eu că la nivel național e în regulă să vezi că Asociația Județeană organizează un anumit turneu. Sper eu... Aveți niște nume pentru ediția în acest an a Cupei Municipiului Suceava? Da, chiar dacă le-am notat, pentru că de obicei le știam chiar pe toate. Acum le-am făcut și grupele și în seara asta o să primească tot mail cu ceea ce se va întâmpla. Avem, da, să înțeleg că e în premieră informația acum. Da, e în premieră ceea ce joacă, pentru că chiar nici cei care participă nu au de seară. Nu au primit încă. N-au primit, de seară vor primi pe mail toată competiția. Deci pentru grupele 2003 și 2004 vom avea înscrise câte 8 și respectiv 10 echipe. 2005 din nou 8 echipe, grupa 2006 vor fi doar 4 echipe, dar asta nu ne împiedică să facem un sistem campionat. Există posibilitatea să se mai înscrie vreo echipă? Nu mai există, pentru că deja în seara asta ați le dăm... făcut în perechele, da, să spun așa. Vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră, mie îmi pare rău că nu a perceput-o chiar toți. Eu am făcut invitație pe tot ce înseamnă județul Suceava și municipiul Suceava în principal să se înscrie la această echipă. O parte au acceptat, o parte au zis că sunt în concediu.
E puțin deranjant, să zicem așa, în ghilimele, dar sperăm ca ediția următoare să nu se mai întâmple, să zicem așa. Da, poate că a fost pentru unii oameni și din scurt. Da, poate a fost și din scurt, așa este, dar vreau să vă spun că nu se percepe absolut nicio taxă, mai ales că este un parteneriat și țin să mulțumesc pe această cale primăriei și Consiliul Local Suceava, domnului primar, pentru că are încredere în asemenea proiect și eu consider da, ce poate fi mai frumos decât peste acea sărbătoare a comunității, peste acel hram al Sucevei, să vii și cu o competiție sportivă. Exact, pentru că anul următor, să știți că voi încerca exact pe 24 să facem acea premiere, exact când e... Anul ăsta cum va pica? 22, pică 22. Duminică. Da, dar având în vedere că se va termina școala pe 21, 22, 23, 24, voi face perioada 22, 23, 24, înțelegeți? Da. Deci e în funcție de termină școala și v-am zis, țin să mulțumesc pentru că acceptă și intră într-un asemenea parteneriat, țin să-i asigur de că nu va rămâne doar simplu pe hârtie, va fi un parteneriat care va avea de câștigat și Asociația Județeană, și copiii, și primăria, și municipiul Suceava, prin ceea ce ne dorim să dezvoltăm împreună. Spuneți-mi echipele. Echipe. Avem moldovenii noștri de la FC Buiucan, cel mai puternic, să zicem așa, club după Zimbru Chișinău din Republica Moldova și cel mai bine organizat club din Republica Moldova, chiar și când am participat la congresul acela UEFA, știți că acum o lună jumătate am fost la congresul UEFA, am avut invitați, spre surprinderea mea, de la FC Buiucan, care au venit și ne-au prezentat. A fost prezentat acest club ca cel mai performant club de copii și juniori din Republica Noastră. Ne onorează, ei se duc și la Brașov, se duc unde sunt invitați. Noi avem o relație poate mai apropiată, pentru că de 7 ani de zile vin la Cupa Moș Crăciun și au acceptat și anul acesta să vină la noi. Avem din Suceava, Sporting Suceava, Luceafăr Bucovina Suceava, LPS Suceava și... astea sunt doar din municipiul Suceava, FCM Dorohoi, avem vecinii noștri de la LPS Botoșani, Bacău, Aerostar, CSS Pașcani, de la Vatra Dornei avem două echipe, Relu Buliga, Școlie Groza, au o echipă, au niște copii acolo care se cheamă, se au un club. Se prezintă sub denumirea, că nu e propriu zis, da. Se prezintă sub Maxi Vatra Dornei. Mișu Sechele va veni cu Dorna Vatra Dornei, cu o echipă de copii. E ceva inedit, pentru că ei n-au mai participat în asemenea competiție. Asta e frumusețea. Este un lucru care ajută și pe aia. Adică aceste meciuri le dau altă... Nota unde se află în momentul de față. Și mai avem de la Bacău, TNT Bacău, mai avem de la Bistrița, puțin mai depărtat de noi, LPS Bistrița. Eu văd foarte apropiată Bistrița. Puțin mai depărtat de echipele care vă le-am spus. Da. Deci, chiar dacă nu avem echipe sonore, să zicem așa, eram obișnuiți cu Steaua, poate, cu Academia, dacă venea, sau Iașu, eu cred că aceste echipe se vor ridica la nivelul, pentru că, să știți că și aceste echipe au fost alese exact cu valori. Competițiile astea sunt făcute, noi știm, cel puțin eu, știu la ce nivel ne aflăm cu fotbalul juvenil la momentul de față. Și ar fi destul de greu să aducem niște echipe care să ne, nu știu dacă să ne umilească, dar să ne arate ce înseamnă și cum se pregătesc în sudul țării echipele de acolo. Mai bine le aducem pe astea de nivel valoric cam egal. Deci echipele care sunt înscrise anul acesta în competiții, cred eu că sunt de nivel egal. Să aducem o echipă și să bată peste tot 7-8-0, 7, nici pentru acea echipă nu e bine, pentru că pur și simplu nu și-a reficat și date. Vorba strică stilul, nu? Sau da, nu și-a reficat și date. Domnul Anton, problema stă la modul următor. Acele echipe de care vorbiți dumneavoastră câștigă și vor avea câștig de cauză maxim în fața tuturor echipelor pe care le-ați menționat dumneavoastră și mult special celor din zona noastră, nu pe talentul copiilor, nu pe altceva, ci pe finanțarea de care beneficiază. E că atâta timp cât un copil de la o echipă care ați menționat dumneavoastră din sudul țării, unde alți bani se învârt, da? Așa este, așa este. Atâta timp cât copiii aia fac nu știu câte antrenamente pe zi, da? În detrimentul școlii, și știm foarte bine ce rezultate au la bacalaureat acolo în sud, da? Atâta timp cât investesc extraordinar de mult, normal că or să fie cu mult în față. Dar noi la cât investim și cât... Deocamdată, da. Putem să ne mulțumim. Deci aici să vedem. Adică la condiții egale de pregătire, la condiții egale de... pe aici suntem toți. De aici e numai talentul care îl mai au 1, 2, 3 puști. Exact. Având în vedere că e prima ediție și lumea nu știe unde se organizează, cred eu că stadionul are... Iarba de pe stadionul Areni e benefică pentru toată lumea, își va dori să vină să joace, pentru că toți caută fug de sintetic,
fug de terenuri care nu sunt condiții extraordinar de bune și cred eu pentru următoarea ediție vom fi nevoiți să refuzăm anumite echipe. Scopii, doamne iartă-mă, adică exact. Chiar nu vor strica, n-au cum să strice, deci chiar am excludem din start. Sper ca vremea să țină cu noi pentru că e foarte important și pentru ei, mai ales că se vor schimba, eu știu cum veneau la Cupa Moscovici, se schimbă de la hotel, vin de la internat, vin direct schimbați, joacă, se duc la masă, în fine, sunt niște lucruri. Da, e o întreagă emulație. Exact. Și de asta îmi doresc și fac o invitație pentru toți cei care vor să-i vadă pe acești copii la stadionul Aren, de vineri până duminică, la terenul sintetic la Zamca, îi așteptăm cu drag și orice, noi avem și noi un site, acum ne-am modernizat, să zicem așa, la Asociația Județeană, avem un mail, dacă sunt sugestii, sunt anumite idei, noi le putem prelua și să ne ducem mai departe, să organizăm și la nivel județean, ne dorim să organizăm aceste competiții. Trebuie să înțeleagă lumea și competițiile și decernările de premii, ne-a fost foarte ușor ca organizator să le facem aici, dar pentru anii următori ne dorim să mergem în tot județul Suceava să organizăm final de Cupa României, final de Supercupa României, turnee de acest gen. Încercăm să ducem, să promovăm într-adevăr, pentru că aici ducem noi lipsă de promovare a acestor evenimente. Le facem doar într-un mic loc și lumea se cam plictisește. Ce am observat eu din problemele. Dar spuneți-mi, vă rog frumos, sunteți adeptul situației după care merg marile corporații, adică mail... E ca și variantă de comunicare cea mai în regulă? Da, e o variantă de comunicare care e în momentul de față cea mai în regulă, pentru că v-am spus, eu am lucrat... Da, adevărul e că e mult mai simplu, nici hârtie nu mai prăpădiți atât în momentul în care trimiteți câte invitații sau ce se întâmplă? Purtați o corespondență și mai mult decât atât, stați că eu fac apologia mail-urilor, mai mult decât atât nu există posibilitatea, domnule, am trimis, dar n-a ajuns. Hai să... Prima oară funcționează. Exact lucrul ăsta, dacă v-am povestit vis-a-vis de schimbarea băncilor și cum am vrut eu să ajung la toți președinții de AJF-uri. Deci am primit un mail de la Octavian Goga în care erau toți 42 de 42 de asociații județene, l-a trimis către toți. Da. Și nu l-a scris la fiecare în parte, i-a scris pe toți și l-a trimis. Ei, atunci am luat de acolo toate mail-urile și am trimis la toți președinții de AJF acel lucru cu schimbarea băncilor de rezervă. Și unii dintre ei mi-au răspuns, unii au lăsat-o așa. Dar toată lumea a primit acel mail. De asta vă spun. Era destul de greu să încep să-i sun pe fiecare. Știți? Uite ce am făcut eu la Suceava. Am făcut asta. Nu vrei să faci și tu acolo? Ei, printre acel mail scrisul l-am trimis imediat. De asta spun. Pentru că sunt idei bune, sunt cunoscători, da, sunt oameni. Păi aici intervine lucrul cel mai important. Pentru că a spus dumneavoastră, noi suntem pe parcursul acestei emisiuni, mai pe la început, a spus, doamne, noi suntem un pic corigenți la fair play. Și când spun lucrul ăsta, mă gândesc că în mod special vă gândiți la întreg fotbalul românesc. Bineînțeles. Că în Constanța sunt de-a dreptul repetenți din ce am văzut ce au pățit arbitrii pe acolo, că nu se mai duceau. Aia sunt repetenți și dați și înapoi cu vă două, trei clase. Nu, exmatriculați, da, ăsta e termenul. Să știți că aici trebuie să lucrăm foarte, foarte mult la nivelul de fair play. Noi vom încerca prin Asociația Județeană și prin ceea ce încercăm să implementăm anul următor, vom avea un regulament disciplinar care nu se va bate absolut nimeni, va fi în dezbatere publică, să zicem așa, începând de săptămâna viitoare până la adunarea generală de pe 6, adunarea generală extraordinară pe care va fi pe 6 iulie. Încercăm să dezbatem acel regulament și să-l aprobăm cu unanimitate de voturi, pentru că odată aprobat de toți înseamnă că e litere de lege pentru ceea ce înseamnă Asociația Județeană. Mergeți pe sistemul ăsta cum e cu jurații americani, da? Adică stăm toți împreună cu picioarele în ligamentul colegi până ajungem cu toți la concluzia. Păi nu, dar mi se pare corect. Știți ce am găsit aici? De exemplu, la un moment dat se dă o anumită amendă. Se dă o amendă în cumulăm 5 milioane, să spunem așa, da? În momentul în care tu vii, poți să ataci și cealaltă comisie spune, nu, domnule, las că îți dă numai 2 milioane. Ei, eu nu prea sunt de acord cu regulile astea. Eu sunt în felul următor. Dacă a greșit comisia mea, că nu știu de ce prima dă 5, a doua dă 2 milioane jumate, e destul de greu de înțeles, pentru că regulamentul e și pentru prima și pentru a doua. Pentru că e între 5 și 2 milioane, bănuiesc. Nu. E fix 5 milioane. Sunt amende fix. De exemplu, folosești jucători cu 4 galbene. Nu poți să fie între 2 și 10 milioane cu 4 galbene. Între 3 și 5 milioane, adică prima oară când ai folosit jucători cu 4 galbene, îți dau o dată prima oară. E sancțiunea mai blândă. Am înțeles, dar la noi se face invers. Dă sancțiunea mai mare și se înjumătățește. Se făcea. Nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Ori rămâne sancțiunea, ori o desființăm. Cineva a greșit.
Și acel cineva trebuie să spună unde s-a greșit. Înțelegeți? Și așa intrăm și vedem spiritul de fair play, zic eu, pentru că nu vom dezavantaja pe absolut nimeni. Păi nu, aici vă dau perfectă dreptate, că fiecare pas făcut într-o promovare a fair play-ului este un pas foarte important. Că e aici un pic, că e dincolo un pic, că e dincolo un pic, dar mesajul trebuie să fie până la urmă un tot unit. Dom'le, vrem să vedem fotbal și doar fotbal, adică nu hoteo și înjurături și aruncat cu ceva. Fac parte și asta, se întâmplă, dar atâta timp cu cât prevezi fiecare pas în parte și elimini posibilitățile astea și înțeleg oamenii că și arbitrii, mă uitam numai departe, îmi cer scuze că fac această paralelă, dar am văzut ieri golul. Cine a dat golul ăla? A fost Bară? Care l-a fost pe camera video? Benzema sau cine? Da, Benzema. Golul, deci, 3, golul 3 de la francezi. Deci Bară, mingea în primă fază n-a intrat în poartă, acolo a mai mușmândit-o ceva portarul pe la colț. Cu reprezentarea grafică s-a văzut foarte în clar ce s-a întâmplat acolo. Eu de la Suceava, deși era la distanță nu știu câte mii de kilometri, am văzut golul lui Dorinel Munteanu din meciul ăla de pomină de mă pentru noi, da? Ok, se întâmplă, sunt lucruri care se văd, se nu se văd sau nu se văd bine. Trebuie să plecăm la prezumția că arbitrii nu beneficiază de toată acea tehnologie pe care o au la nivelul ăsta înalt. Nu avem cum să avem acest lucru și să înțelegem că și ei fac parte din joc și ei pot greși. Atât doar că în momentul în care vedem că sunt greșeli, cu toți ar trebui să le tratăm ca atare. Nu în momentul în care s-a produs o greșeală în defavoarea noastră, să facem totul astfel încât să se întoarcă cumva, să dea arbitru acea compensație. Eu vreau să spun vis-a-vis de acest lucru cu fair play, pentru sezonul următor, la finala Cupei României, deja am implementat lucrul ăsta, vor fi doar 4 persoane care pot avea acces la ceea ce înseamnă, cel puțin pentru Liga a 4-a și Liga a 5-a, în suprafața tehnică, în suprafața fiecărei echipe. Deci vor fi doar 4 persoane care vor avea carduri de acces. În rest, dacă există altă persoană, vom obliga arbitru și observatorii să oprească acel meci. Până când este scos în afara... Asta vreau, pentru că ce se întâmplă? Am fost la un meci chiar în Liga a 4-a și la un moment dat erau 3 copii la un meci de juniori, 3 rezerve și domnul care îi însoțea, nu știu dacă era antrenor sau repriza a doua, la un moment dat a venit echipa mare, așa cum zici, și au venit și s-au așezat pe banc, acolo cu copiii, cu toată lumea, 7 în picioare, 2 pe lângă, mai spunea una la arbitru, mai vorbeau și am zis, domnule, nu e în regulă, m-am dus jos la asistent și am atras atenția. Te rog frumos, la prima fază oprești meciul și atrage atenția celor de pe bancă să părăsească terenul. S-a dus, s-a conformat, bine, cu poate și din partea lor a fost o scălare, dar va fi în regulament. În momentul în care este cineva pe bancă, pentru că acest lucru se întâmplă la nivel de Liga a 3-a, Liga a 2-a, o singură persoană dă indicații, celelalte stau pe bancă, dar trebuie să aibă și carduri, pentru că și aceste lucruri se întâmplă, foarte multe lucruri, a venit cineva și a lovit, fără să știi cine, nu știu, era pe aici, a plecat, nu-l mai știm. Ei, clubul organizator trebuie să asume niște veți, lucruri. Menține acea idee pe care ați avut-o la un moment dat și anume aceea de a înregistra meciurile? Da, acea idee va fi pusă în practică 100% în momentul, nu știu dacă sezonul ăsta, dar sezonul următor când vă face Superliga, acea Superliga care va fi monitorizată tot timpul, adică toate echipele vor trebui să fie obligate, v-am spus, acea Superliga va tinde să fie ceva la care să se înscrie cele mai bune echipe și cu cele mai bune condiții. În momentul în care te duci, cum v-am dat exemplu, niște orașe, ai și posibilitatea să filmezi acele meciuri din niște unghiuri în care să-ți poți da seama dacă a fost cu intenție, dacă n-a fost cu intenție, unde s-a greșit, cum s-a greșit. Deci va fi cumva un manual de licențiere în care, pe lângă faptul că trebuie să ai să poți organiza meciul acasă, să ai condițiile materiale și tot ceea ce înseamnă de organizare unui meci, să te oblige să poți și filma acel meci, să-l pui la dispoziția Comisiei Județene. La ce tehnologie este acum? Dați-mi voie să vă spun că nu cred că
poate vreo echipă să se plângă că nu are condiții nemaipomenite pentru a înregistra un meci. Eu nu. V-am spus și dumneavoastră și îmi doresc chiar să facem o colaborare cu cine va fi interesat vis-a-vis de a face discuții pe o anumită etapă, să venim la dumneavoastră în emisiune, venim cu imagini, venim cu tot ceea ce vedeți, cu invitați, chiar dumneavoastră să-i invitați pe de cei care nu sunt. De ce nu o anumită situație? Știm foarte bine că poate fi interpretată în mai multe moduri și de ce nu să tragem o concluzie? Să tragem o concluzie. O situație de genul, așa trebuie interpretată, exact, așa trebuie rezolvată. Și de asta vă spun, deci vom încerca să vedem pentru sezonul următor cum reușim, dar ăsta e un lucru care sunt sigur că va veni tot în folosul tuturor. Nu numai ne apropiem de finalul emisiunii. Vă rog frumos să-mi spuneți, deci avem și noi, organizăm și noi un meci de baraj aici. Da, la Pojurăta pe 21 iunie avem reprezentantele județului Botoșani și reprezentanta județului Iași. Acum așteptăm, nu sunt suporteri, deocamdată nu s-au anunțat suporteri, pentru că chiar dimineața am primit un telefon de la jandarmerie și ne-au întrebat câți suporteri sunt, încă nu ne s-au comunicat absolut nimic. Vor fi, sigur. Ne-au spus, nu vor fi în cadrul organizat, vor veni oameni cu mașini proprii, dar nu vor fi într-un cadru organizat. Cei care sunt într-un cadru organizat au un regim special din partea jandarmeriei, adică vor trebui... Dar nu-i cazul la nivelul ăsta, nu-i cazul. Ba da, să știți că sunt echipe, da, păi și noi, cel puțin vorbesc numele sportului, când am fost la baraj, am avut un autocar de suport, să zicem așa, au venit într-un mod organizat. Da. Aici un merit din nou, țin să mulțumesc și tot ce înseamnă comunitatea locală din Pojurăta, pentru că s-a implicat, v-am spus, este o idee și națională și de-a mea personală, de a promova peste tot. Acest baraj era foarte simplu să-l organizăm pe stadionul Areni, nu implica foarte multe lucruri, pentru că le aveam aici. Va fi puțin mai greu, dar din discuțiile avute cu domnul primar, Pojurăta se va achita foarte clar de... Sunt sigur că se va achita, am toată susținerea din partea lor. Când ați spus la un moment dat că Rapid CFR-ul nu pică, știați că nu va pica nicio echipă? Sau... Da, păi din discuțiile avute știam că... Bine, știi ce se întâmplă? Sunt lucruri care nu trebuie să le arunci pentru că desconsideri competiția și după aia tot tu ai de suferit. A zis ăla. Cum a zis ăla? Deci se zvonea de foarte mult timp pentru că se dorește din nou reorganizarea, dar vă spun un lucru și din nou anul acesta, la anul va pica foarte multă lume, vă spun eu sigur. Deci vor pica foarte multe echipe. Foarte multe echipe vor pica, la anul nu se va mai ține cont, deci ceea ce a fost anul ăsta cred eu că va fi a un fost punct zero. Ultima oară. Nu știu, chiar dacă lumea poate zâmbește sau ceva, nu. Cred eu că noua echipa federației ca să dea un alt tent, pentru că dacă mergem pe același drum. Nu. Asta e părerea mea. E, multă lume, mulți suporteri au fost dezamăgiți. Eu sunt convins, ca și mulți al Suceveni, că dacă am fi avut cuțitul la os, eram deasupra liniei. Nu știu, eu dar în atare situație chiar nu poate fi. Ei trebuie să responsabilizeze și să înțeleagă. Anul acesta a fost un an în care toată lumea au fost alegeri, fiecare trebuie să mulțumească pe fiecare. Nu știu, sunt niște lucruri care nu au avut treabă, să zicem așa, cu fotbalul. Pentru că, uitați, cel mai bun exemplu, anul trecut, Miroslava a retrogradat, a depus o cerere, cel puțin la nivelul nostru. A depus o cerere, anul acesta a jucat în play-off. Deci, cu totul și tot altceva. Astfel poate se întâmpla cu Sporting sau cu altă echipă care a retrogradat, depune o cerere, anul viitor joacă, dar nu mai există competiții. Pentru că foarte multă lume se gândește, domnule, dar unde mergem? Și vă zic sigur și de anul acesta că la anul se va schimba total structura. Fără a avea pretenția că sunteți oracolul de la Bălcești, de aici, de la Suceava. Nu, dar vă spun. Vă întreb un singur lucru, un ultim lucru pentru finalul acestei emisiuni. Pe cine vedeți dumneavoastră câștigătoarea campionatului mondial și sau pe cine vedeți și cine ați vrea? A, cine? E interesant. Chiar dacă n-am urmărit foarte multe meciuri, timpul... Abia a început campionatul, nimeni nu poate fi sperat. Bine, cel puțin am văzut Olanda într-o formă... Din meciurile care le-am văzut pot discuta, pentru că celelalte nu, am văzut într-o formă extraordinară. Sper să nu pățească ceva cu acest rezultat. Eu cred că Spania nu și-a spus ultimul cuvânt, din punctul meu de vedere. Una din principalele, știți foarte bine, principalele favorite e Brazilia. Cred eu că Brazilia poate ajunge în finală, pentru că toată lumea o vede acolo și va fi împinsă și de public și de tot. Vă dați seama, a fost... Da, e acasă. E acasă, e cu totul altceva. Dar de dorit mi-aș dori să câștige o echipă europeană. Nu știu care va fi aceea, dar îmi doresc să rămână în Europa acest trofeu, pentru că... Nu, prima oară să-l câștigăm și noi pe...
pe teritoriul american. American. Bine, da, nu. Eu îmi doresc să rămână, chiar dacă Brazilia va fi în finală, îmi doresc Olanda, Italia, Spania, Anglia nu cred că va pune, eu va pune probleme. Eu din totdeauna, dacă Germania. Dacă n-a jucat România, am ținut cu Italia. Într-un singur an, parcă mi-a fost ciudă să țin cu Italia, dar anul ăsta da, aveți, cred că... aveți ceva de când țineți numai cu Italia. Da, iar cea mai mare ciudă după ce a ieșit România la campionatul mondial 94 a fost că n-a reușit să câștige trofeul Italia, deși cred că cei mai buni jucători au stâlcit-o atunci la loviturile la 11 metri. Domnul Anton, vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc frumos, mulțumesc din invitație. Vă doresc vacanță plăcută și în următorul an să știți că tot așa, cum v-am obișnuit și până acum, sau cum am obișnuit AJF-ul în mod special, vă așteptăm și cu bunele și cu relele să... Încercăm, deocamdată au fost doar cele bune, sperăm să nu fie cele rele. Să le dăm cât mai departe. Mulțumesc de invitație. Stimați respectatori, atât pentru această ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.